Încep prin a menționa că în acest an celebrăm 20 de ani de la semnarea primului acord de cooperare între băncile centrale ale României și Moldovei. Folosesc acest prilej pentru a întări afirmarea relațiilor de colaborare și de apropiere dintre România și Republica Moldova, dintre băncile noastre centrale, în baza valorilor și simbolurilor comune. Mesajul principal și permanent al Băncii Naționale a României este de parteneriat durabil și robust cu Banca Națională a Moldovei. De aceea ne-am dorit să continuăm într-o formă reglementată cooperarea între instituțiile noastre. De altfel, multiplele transformări în cadrul de reglementare aferent sectorului bancar, atât la nivel național cât și la nivel internațional, au impus încheierea unui nou acord care să înlocuiască pe cel în vigoare din data de 27 iulie 2001. Semnăm astăzi noul acord de cooperare între Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României. Obiectivul general al acestui nou acord îl constituie dezvoltarea și extinderea conlucrării în domeniile de interes reciproc, în vederea promovării unei bune funcționări a sistemelor financiare bancare din Republica Moldova și România. Extindem cooperarea în materie de consolidare a capacităților instituționale în sfera supravegherii și a gestiunii situațiilor de criză, în domeniul activității prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronică, precum și a infrastructurii piețelor financiare, al operațiunilor cu numerar, al operațiunilor transfrontaliere sub aspectul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și al datelor și informațiilor în scop statistic. Nou acord dintre Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României este cel mai cuprinzător dintre toate acordurile de cooperare semnate de Banca Națională a Moldovei, conținând cele mai multe domenii de cooperare. Extinderea semnificativă a acestora reprezintă o evoluție firească a relațiilor strânse de cooperare, dezvoltare între instituția încă de la fondarea Băncii Naționale a Moldovei, acum de 30 ani. Astfel, băncile centrale a Republicii Moldova și României vor conlucra în ceea ce ține de domeniul bancar, licențiere, supraveghere, achiziții de cote, etc. Conglomerate financiare, servicii de plată și emiterea de monedă electronică. De asemenea, cooperarea va cuprinde infrastructura pieței financiare, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, operațiuni cu numerar, gestiunea situațiilor de criză și alte dimensiuni. Apreciem de asemenea contribuția importantă a investitorilor din România, în special Banca Transilvania și BCR, care au contribuit nemijlocit la dezvoltarea sectorului bancar a Republicii Moldova și la promovarea bunei guvernanțe, conform standardelor și practicilor din Uniunea Europeană. Venirea pe piața bancară din Republica Moldova a Băncii Transilvania, una dintre cele mai mari bănci din România, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a reprezentat un moment important în reformarea sistemului bancar din Republica Moldova. A fost un semnal pozitiv și pentru alți investitori, preponderent din Uniunea Europeană, care au decis să investească în cele mai mari bănci din Republica Moldova.